În ultima săptămână, firmele de dezinsecție și de ratizare au avut solicitări pe bandă rulantă. Oamenii au chemat specialiștii pentru a-i scăpa de insectele nedorite. În săptămâna precedentă am primit foarte multe solicitări din partea oamenilor, atât persoane fizice cât și asociații de proprietari, proprietari de restaurante, cu privire la faptul că au probleme cu dăunătorii, în special muște, țânțarii, guange de bucătărie și așa mai departe. Autoritățile locale spun că nu au sesizări legate de apariția țânțarilor, dar și că prima acțiune va debuta atunci când lucrurile vor scăpa de sub control. Nu avem foarte multe sesizări legate de apariția țânțarilor. Știți foarte bine că, în primul rând, pentru țânțari și pentru gândacii care apar în perioada următoare, și de aceea am amânat puțin. Din momentul în care vom constata că lucrurile ies de sub control, va intra prima acțiune de dezinsecție la nivelul municipiului Târgu Jiu, și aerian și de la nivelul solului. Autoritățile fac apel la asociațiile de locatari pentru a face astfel de acțiuni în scările blocurilor. Știm foarte bine că există o legislație în vigoare și fiecare asociație de proprietari trebuie să-și constituie suma necesară pentru asigurarea dezinsecției, dezinfecției sau deratizării pe proprietățile private, și blocurile sunt considerate până la urmă proprietăți private. Autoritatea publică locală face aceste acțiuni pe domeniul public, acolo unde sunt blocuri sau în proprietățile private ale cetățenilor. Obligația revine reprezentanților asociației sau fiecărui cetățean în parte. Căpușele au pus mari probleme gorjenilor. 10 de persoane au ajuns la spital mușcate de aceste insecte. De la începutul lunii martie și până în prezent, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu s-au prezentat 22 de pacienți mușcați de căpușe. Aceștia au primit tratamentul necesar și au fost investigați în unitatea de primiri urgențe, după care au fost externați. Trebuie știut faptul că mușcătura de căpușe transmite boli deosebit de grave la om, precum boala Lyme, și de aceea este important ca pacienții să se prezinte la spital. Autoritățile locale din Târgu Jiu vor avea la dispoziție serviciile unui operator autorizat pentru realizarea acțiunilor de dezinsecție. Sunt prevăzute cel puțin 3 acțiuni de intervenție cu substanțe împotriva țânțarilor și a căpușelor. Bugetul pentru tratamentele împotriva insectelor dăunătoare este de peste 200.000 de lei.